Bună, astăzi să vă arăt cum să desenez o brânză schetă. Și eu să desenez cum acest pixul ăsta. Ok, trebuie pic să fixez aici. Ok, deci o să desenăm pe Princess Cadence. Cum știu eu, pentru că nu știu mai bine. Deci eu zic să vă învăț. Deci prima dată cum în altă pagină, că nu are bandana. Eu folosesc un pic ros, deci. E bun, atât de rău. Am zis la prima dată un cap. Din așa. Asta ce-ți face spus și simplu așa. O linie, că un pic urbat ar veni, ok? Ne ducem în jos. Și facem pur și simplu botul. Care botul va fi gen așa. Ok? Poate să-mi dați asta chestia aici, vă duceți un pic așa, mai strâmt și apoi o luați așa. Na, nu, sunt atât de bună. De undeva oarecare, da, trebuie să faceți o linie. Să faceți o linie, stați un pic să mă... deci, nu știu cum să zic, gen așa. Pentru că să zicem că aici o să fie părul. Ok, deci faceți așa. Aici, exact pe linia asta, ne trebuie ace o ureche. E mare. Ok. Acum o să lucrăm aici sus. Deci. Vom face. Aici o să facem un moment dat așa, ceva în genul ăsta, așa. Deci pornim gâtul în jos, nu mare lung, zicem așa, așa ce o curbați un pic, ok? Aici, desenăm, nu știu când, un pic așa, în jos, apoi, da, și ne gândim așa, nu știu, mă duc în sus și o fac așa. Apoi facem ceva gen un pic așa. Și așa, nu știu. Ceva gen așa, trebuie să vă iasă. Oricum eu nu copii, eu pur și simplu fac din... Eu pur și simplu ideile mele, deci nu o să-mi iasă chiar. Ai făcut pur și simplu așa. Așa. Ceva gen așa, nu știu. Puteți să faceți cum vreți voi, că sunt foarte multe feluri să faceți. Da. Următor. Faceți un pic mai lung aici. Iar faceți așa, pur și simplu, un picior, ok? Picior lung. Simplu lung. Nu știu cum, ce dimensiune are Cadence, da? Deci, mă, gen, faceți așa. Așa, puteți face și mai scurt, na. Ok? Iar acum vom face tot așa. Cum am făcut și la prima, nu mă știu că voi faceți mai bine decât mine. Da, normal. Ok. Vom trece aici. Ok. Acum, va trebui să... Continuăm cu corpul, normal. Deci, așa. Facem pur și simplu... Vă apucați de exact unde este linia asta, da? Da, unde este linia asta și faceți așa. Gen așa. Să zicem. Ok? Aici, faceți așa. Și, să mă gândesc așa. Da, iar aici faceți piciorul, e normal. Deci nu știu cum să iau, mă gândesc așa. Da. Aici așa, nu știu cum. Așa, 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 așa faceți așa. Așa cred, nu știu. Nu, îți spune prea bine, n-am nici care de loc.
Și aici faceți așa piciorul ăsta, pentru că fiecare picior are asta, le punem, nu le pă. Și o faceți așa, iar de aici sus, vedem așa. Ok, deci să mă gândesc cum să intrăm. Nu mă face mic, poate mă pun ce simplu așa, cred. Da, așa că așa, așa facem până acum. Iar pur și simplu ce ne cere de face aceste chestii. Cred că acum am mers mai bine decât prima dată, ți-am zis că e prostie. Da. Ok. Acum putem urca, putem lucra la aripi. Ar o să fie un pic mai greu, a trebuit pur și simplu să facem un cerc, da? Așa. Așa. Faceți un cerc. Iar o să terminăm cu gâtul, care gâtul începe aproximativ de aici. Nu-i nici prea gras, nu-i nici prea slab. Și se termină aproximativ pe aici. Sper. Iar aici vreau să continuăm să faceți aripa cealaltă. Lapta, toată lumea știe cum se face. Eu o să fac așa acum, dar n-am. Da. Ok. Și semnul ei, toată lumea știe, dar nu desenez prea bine. Puteți să faceți cum puteți voi, toată lumea știe să nu-l uchidez. Normal. Ok. Ce vom face acum este colierul ei. Pe colierul este foarte simplu, numai că ce mă cutie chestia ei. Nu știu cum vine chiar colierul ei. Trebuie să fac o inimă eu, pentru că nu știu cum e colierul ei. Deci o inimă. Da, facem așa. Așa. Da, scuzați-mă, am încurcă frate. Ok, deci acum. Așa. Acum setăm la cap. Desenăm așa o chestie. Da, sper să se vadă ce desenez. Așa. Cam până aici, aș crede. Facem așa, coroana. Ceea ce nu știu, cât e copilă. Și așa. Ce mă gine așa. Nu știu să fac coroana lui Cadence, deci nu mă judecați, da. Și aici facem așa și ca să nu zicem că nu mai știm să facem restul, o putem acoperi. Da, deci pur și simplu acoperim, așa. Și se termină aici. Ok. Păi ce facem noi aici? O continuăm cu această chestie care am început aici. Aceasta va veni în gen așa. Care se tot oprește aici. Da, este fire. Numai că tot continuă. Și continuă în gen așa. Nu știu chiar bine să zic. Așa o să fac eu, să închideți în această imagine. Am făcut cap prea mare. Ce nu merge atât de bine acest? Așa, nu știu, puteți faceți cum vreți voi cap aici păr, pentru că nu știu. O fac așa de data asta, da. Da, și noi trebuie să ne ducem pe ăsta până la cap, până aici. Așa. Și știți voi cum să faceți acele linii, da. Ok. Iar coada este foarte simplă. Puteți să faceți așa, începeți. Numai că aici, la bucle, pentru că mulți pun eu bucle, un pic mai greu, deci pur și simplu faceți așa. Pur și simplu, cumva gândi că se bucă simplă, numai că de aici începem. Așa. Ha, nimeni nu știa asta, nimeni nu știa asta. Știu că nimeni nu știu. Așa, deci. Să fac așa. Deci pur și simplu așa și aici, nu știu, și fac așa. Ok, iar acum trebuie să facem așa, să prindă de picior. Și ca să nu fie care atât de nașpa, putem face așa. Da, și așa.
Mai sono sciolte se io sono. Mi abbraccio che mi esce destul de bine. Da. Și aici. Așa. Așa. Facem aici. Da, ne-am făcut pe mine. Și. Așa. Și puteți să faceți ochii deschiși și ochii închiși. Și o să fac ochii închiși. Pentru că este mai frate ce am făcut și eu. Doamne, să de miluiește frate ce urât ai. Și doar și urât. Nu știu să sunteți pe Cadence, deci îmi pare rău. Și acum puteți să faceți așa. Care fiecare până ea. Da. Și pur și simplu tot ce are un pone este con. Nici că ați spune eu, dar știu că știți că Princess Cadence are. Da, deci aceasta a fost Cadence care am desenat-o astăzi. Știu că ne-a ieșit chiar atât de frumos, atât de... Da, da... Sper să vă placă. Pa, pa!